Viorica, personajul tău este fără egal, fără seamăn, o savoare, un umor, un stil, o energie, un timbru inimitabil. Ești una dintre cele mai mari și mai celebre și mai sublime și mai de neuitat mezzosoprano ale secolului 20, sus de tot pe firmament. Ești regina tuturor sentimentelor și ale tuturor senzațiilor, a tuturor sunetelor. Ești o splendoare mitologică. Ești delicată, gingașă, autoritară, posesivă, seducătoare, pitorească, pulpoasă, creativă, nebună, strălucitoare, vibrantă, senzuală. Toate aceste superlative se adună în plus într-o femeie foarte frumoasă, o actriță fără seamă. Sunt gelos pe toți bărbații care sunt în jurul tău în seara asta. Vă sărut pe toți și, Viorica, te iubesc. Nu spune la nimeni. De carieră lirică desfășurată pe cele mai mari scene ale lumii, la o altitudine unde aerul rarefiat este apanajul adevăraților artiști, alcătuiți din sensibilități și daruri ieșite din comun. Ciao Viorica, grande, un grande abbraccio, un grande complimento da un tuo grande fans da tanto tempo, ti ricordi? O viață de roman, în care vârfurile alternează cu prăpăstile și în care nu a existat niciodată confort călduț. Deschideri de stagiune la Scala din Milano, duete de amor cu Placido Domingo. Carmen, Palatul Mazarin din Paris, sculpturi care îi poartă numele și atributele fizice, pierderi sfârșietoare, aplauze în picioare, renașteri în muzică și întotdeauna o simplitate și o generozitate care au ajuns să caracterizeze nu doar un om, ci de-a dreptul un stil, stilul Cortez. Vreau să o salut din suflet pe doamna de dincolo de scenă, care este într-adevăr pentru mine a fost spectacolul minunat. Aici. Un amestec de sinceritate, generozitate, pasiune, aminte nu pot să fii la Carmen ani și ani, pasiune și o generozitate și o disponibilitate la nou, deschidere și firesc. Doamne, atâta naturalețe, așa frumoasă locuire a propriei persoane, cum aveți dumneavoastră, pur și simplu vă călătoriți făptura regală. Știți să umblați înăuntru dumneavoastră, nu pâși, nu maestuos, nu ostentativ, umblați natural, firesc. Aveți o călcătură princiară în propria făptură și în viață. Iconica mezzosoprană Viorica Cortez, una dintre cele mai glorioase cântărețe de operă ale secolului, este protagonista unui documentar exclusiv realizat de Televiziunea Română. Sunt Marius Constantinescu și vă invit să o redescoperiți într-un interviu în premieră, fără subiecte tabu și în rarisime fragmente din spectacolele care au făcut-o favorita publicului de pretutindeni. Vă admir, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă urez mulți ani frumoși de acum încolo. A doua zi de Crăciun este ziua de naștere a Vioricăi Cortez. 80 de ani. Ziua Cortez la TVR.
Vă mulțumesc că sunteți aici și mă bucur că, iată, aveți ocazia de a pătrunde nu doar în intimitatea unui artist care acceptă din nou să ne spună aproape tot ceea ce vom dori să știm, dar intrați și în intimitatea unui interviu de televiziune. Așadar, ceea ce veți vedea este adevărul gol-goluț. Bio. Exact. Sunteți singurul cântăreț român, după știința mea, care a făcut o deschidere de stagiune la Scala în 1972 cu Bal Mascat, regia Franco Zeffirelli, dirija Gian Andrea Gavazzeni, în public Elizabeth Taylor și Richard Burton și Carla Fracci și Valentina Corteze. Mai țineți minte cum a fost sau care era atmosfera unei deschideri de stagiune la Scala? Ca toate deschiderile de stagiune, era mare isterie, multă nervozitate, dar noi am lucrat într-un mod excepțional pentru că Zeffirelli ne-a condus foarte frumos pe scenă, era foarte bine pregătit și noi de multe ori nici nu știam ce personalități sunt în sală, pentru că era mai bine să nu știi, ca să nu te impresioneze. Același lucru s-a întâmplat și la Carmen. Uh-huh. Când am debutat la Scala cu opera Carmen cu Giuseppe Di Stefano, mi s-a spus că undeva ascuns într-o lojă era Maria Callas, care nu vrea să știe că ea este acolo. Când se cânta la San Carlo de Napoli, la Bologna, uh-huh, când se cânta la Roma sau se cânta mai ales la Scala, vinea în lojă un domn în vârstă care spunea: buonasera, io sono capo clac. Atunci înțelegeam că atunci când termin trebuie să-i dau partea respectivă, pentru că mulți artiști au spus: eu n-am nevoie de clacă. Și atunci ei n-au aplaudat nici măcar când trebuia. Uh-huh. Și s-a văzut ce importanță are claca. Știau exact momentul când se dea semnalul pentru aplauze. Și să le impulsioneze. Erau și artiști care își cărau claca lor cu câte un autobuz, autocar de ăsta plin cu persoane pe care ei lor le dădeau o spaghetată și nu știu ce și ceva și un șpriț și rezolva problema să aplaude chiar când nu-i nevoie și chiar când nu era cazul. Perioada dumneavoastră de maximă glorie a coincis cu perioada în care mari regizori din teatru și din film au intrat în operă. Zeffirelli, Margareta Wallmann, Joseph Luzzi, Raff Vallone, Jorge Lavelli, Streller, evident. Streller. Vreau să vă întreb, în ce fel simțiți că întâlnirea cu toate aceste personalități v-a modelat, nu neapărat ca om, ci ca artist pe scenă? Mai ales a cei care nu sunt muzicieni și care sunt mari regizori de teatru și de cinema, aceștia au înțelepciunea să lasă pe artiști să se exprime prin talentul lor și cu mare maestrie, încet te conduc pe filonul acolo unde vor să ajungă, dar îți lasă libertatea să te exprimi, în comparație cu alții care sunt muzicieni și care îți impun lucruri care de multe ori sunt bătute în cap. Asta vreau să vă întreb, dacă au existat și exemple opuse de regizori sau dirijori care să stranguleze oarecum libertatea aceasta și să nu-i dea voie personajului care se ascundea în dumneavoastră să iasă la suprafață. Foarte, foarte des, pentru că acei care sunt muzicieni câteodată se consideră complet și îți impun lucruri care de multe ori sunt acote, cum se spune, de adevăr. Și
dacă tu ești un artist inteligent, știi cum să discuți cu ei ca să poți să le explici foarte amabil și cu un surâs foarte drăguț, să le faci să înțeleagă că nu e chiar așa. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori, de ori să mi se ceară lucruri absurde, la care am răspuns moldovenește cu molcom și drăguț, dar am spus, nu, se pasă. Doamnă, regia de operă în ultimii ani, pot să spun foarte clar că, după părerea mea, a luat-o razna. Se face o contemporaneizare a subiectelor absolut forțată și vreau să vă întreb cum vă situați în fața acestui fenomen și dacă ați fost invitată sau ați fi invitată să cântați într-un astfel de spectacol, ați face-o. Și eu am auzit multe năzrăbănii din astea. De exemplu, la un teatru, nu știu de pe unde, nu știu ce opera era, că coro a fost pus să cânte toți în izmene de astea de iarnă, cum purtau bărbații pe vremuri, și aici, undeva pe unisexul, au agățat o salată din aia, mare, care când jucau pe scenă, flutura această salată. N-am înțeles partea artistic mesajul, dar ei sunt obișnuiți cu cât se fluieră mai mult și se vorbește despre ei, cu atât sunt mai mulțumiți. N-ai importanță că se vorbește bine sau rău. Important să facă scandal. Interviuri împreună și mi-ați vorbit cam de fiecare dată despre acei ani ai star sistemului în care sentimentul cronic era acela de oboseală. Și vreau să vă întreb dacă această oboseală v-a jucat vreodată feste. S-a mai întâmplat, dar nu-mi vine în minte acum una. Noi aveam agendă ca toată lumea și aveam impresari și fiecare avea grijă și de voiaj și de rezerve hotelurile și multe alte corvezi pe care le au ei. Bine, sunt bine plătiți, nu vă fie frică. Dar mi-aduc aminte că odată eram atât de obosită, venisem, era 4 luni la Metropolitan plus 2 luni în Caracas. Și când am venit eram puțin vâjuită de cap. Și nu știu ce mă prinde pe mine, fac bagajul, mă duc la aeroport și mă duc la Barcelona, pentru că aveam spectacol, nu mai știu ce operă, aveam spectacol la Liceu de Barcelona. Ajung, mă duc la hotel și sunt foarte mirată că nu mi-au rezervat locul. Zic, nu-i nimic, mă duc până, las bagajul și mă duc până la teatru și le întreb, mâine la ce oră este repetiția? Să uită portarul la mine, care repetiție, signora? Să păi repetiția, nu știu. Să uită el pe program și zice, peste o lună exact în această zi. Nu mi-a fost bine, mi-a fost rușine. Și nu mai aveam nici bilet, nici nimic. Am chemat pe impresarul meu, bineînțeles că s-a adestrat copios. Și mi-a găsit un bilet de avion ca să mă întorc acasă. Să nu mai întâmplă și lucruri de astea, hazlii.
Iubita mea Viorica, sunt foarte, foarte fericită că am prilejul să-ți spun două vorbe, să spun cât te iubesc, să spun cât te admir și că îți doresc tot binele din lume. Eu te-am admirat pe multe scene, te-am admirat în România, am cântat împreună, am locuit împreună la Chicago, cum bine știi. Te cunosc și, cel mai important, te admir. Ești pentru mine un exemplu. Regret că nu sunt lângă tine, însă te am pentru totdeauna în suflet. Tot soiul de întrebări, mai mult sau mai puțin complicate, elaborate. Și mai am, da, îmi dau seama că tot timpul am. Dar nu v-am întrebat niciodată un lucru foarte simplu. Dacă vă place vocea dumneavoastră și mă duc la exemplul lui Leontine Price, care spunea tot timpul cu o voluptate extraordinară că este îndrăgostită de vocea ei. Păi, avea dreptate. Avea o voce de aur. Era superbă. Și avea de ce să fie îndrăgostită de vocea ei. În ceea ce mă privește pe mine, uite, nu m-am gândit niciodată. Dar cum stârnești tu lucrurile? O să mă gândesc acum. Cred că am să dau un exemplu. Calas nu și bea niciodată vocea. Pentru că nu era vocea cea mai frumoasă din lume, dar era atât, un personaj atât de complex, atât de puternic, atât de dramatic. Pentru că ea a adus în istoria liricii, de la ea a fost o cotitură extraordinară în interpretarea personajilor. Eu acum nu vreau să spun că mă asemui cu Calas, dar cred că, dacă mă întrebi, vocea mea nu pot să spun că era cea mai frumoasă din lume ca să fiu îndrăgostită de ea. Un alt lucru foarte simplu pe care iarăși nu l-am întrebat niciodată a fost: ce alte muzici vă mai plac? Eu iubesc jazzul. Eu iubesc muzica populară aia curată, curată, nu uitați. Poporul român are o bogăție de muzică populară pe care se calcă peste ea. Vă rog frumos, cine poate să o apere? Pentru că eu, când mă așez la pian și încep să mă acompaniez romanțele noastre de altă dată, uit și de stil bel canto, uit de tot și cânt cu inima. Ei, Maia, Maha și Maia, Minelino, draga mea! Maia, Maha și Maia, Minelino, draga mea! Până când mă libera, lino, draga mea, măi, până când mă mărita. Hei, șam, savor! Hei, Maia, Maha și Maia, Minelino, draga mea! Maia, Maha și Maia, Minelino, draga mea! Până când mă libera, lino, draga mea! Până când m-ai mărita. Vreau să vă spun că la o întrebare dilematică pe care o pune Marius, și anume: doamnă, vin alb sau vin roșu?
Este foarte greu să ieși dintr-o dilemă de acest gen. Alții ar fi spus că depinde de meniu, depinde de stare, depinde de ora zilei. E bine, însă a tăiat gordianic norul și a spus șampanie, drag. Ați fost Viorica Cortez Bondeville și ați locuit nici mai mult, nici mai puțin decât în Palatul Mazarin din Paris, de pe Quai de Conti. Vreau să le spun telespectatorilor noștri că, pe lângă faptul că a fost un compozitor foarte important, Emmanuel Bondeville a fost și director al operei și operei comice din Paris, membru al Academiei Franceze. Și foarte simplu, cum este să trăiești la palat? Eu, având în vedere că nu m-am născut într-un palat, am considerat că trăiesc într-o casă ca orice casă. Este adevărat că să stai în Palais de Mazarin, la cupolă, unde sunt toți academicienii Franței, unde sunt mințele cele mai luminate, unde este și mormântul lui Mazarin, acolo alături, și să stai în fața Louvre-ului. Exact, vis-a-vis de Louvre. Vis-a-vis de Louvre, să ai le Pont des Arts care leagă și să ai Sena în față și multe, multe alte lucruri sunt superbe, dar eu era, în această perioadă, era cea mai grea perioadă din viața mea, când eram, când într-un continent, când în altul, și treceam pe acasă așa ca o furtună. Îmi scria, soțul meu îmi scria am abiane mei absente. Lucrul cel mai important nu este faptul că eu am trăit într-un palat și că am avut condițiile de prințesă, ci faptul că nu mi s-a suit la cap. După ce Marius a reușit să scoată cele mai poate parte dintre cele mai frumoase taine și mai bufoase amintiri, ca să-și mascheze emoția, încheie splendid. În sfârșit, acum, după ce am încheiat totul, bei o berică. Vă mulțumim foarte mult! Benedetto, Mocamore, Carranca, Pepi Suda, Ibate Bianca, Poverato, il nome più, Ciao Viorica, mi ricordo con nostalgia di te perché sei stata una grande cantante e una grandissima amica e compagna. Peccatissimo non tornare indietro. Ești o mare cântăreață, o mare importantă personalitate în lumea artistică mondială și îți mulțumesc pentru prietenia ta. Te pup dulce din tot sufletul, Viorica, la mulți ani. Ciao, scumpo! Să combinați umorul de care dați dovadă oricând
ironia foarte fină și cultivată cu tragismul rolurilor pe care le-ați jucat pe scenă. Ai, Coconiță, mă pui în ambara. Să știți că în tot ceea ce fac, atât din punct de vedere dramatic, cât din punct de vedere al suferinței, cât din punct de vedere al ironiei, cât din punct de vedere al bunătății și a iubirii pentru voi, n-am niciun merit. Așa m-a făcut mama, vă spun cinstit. Eram la Covent Garden la Londra și era anul ăla negru când l-am pierdut pe tatăl meu și când cântam Carmen. N-am putut să mă duc la mormântare și am făcut spectacolul și l-am dedicat tatălui meu. Țin minte că atunci când am terminat și când domn Josea m-a înjunghiat, după aia s-a căzut cortina și a venit cineva să mă ridice. Și nu am fost în stare să spun thank you, n-am zis nimic, că nu mai ieșea nimic din gât. Era așa o cădere, o cădere nemaipomenită și mi-era frică că după premieră urmau alte spectacole. Dar au reușit cu injecții speciale, cu nu știu ce, în fond trebuia să-mi ridice tonusul care era la pământ. Dar în această perioadă am avut ocazia să mă duc la un concert. Nu știu dacă era concert sau dacă nu era cumva Fidelio, ceva așa. Și dirija maestru Klemperer. L-au adus așa, l-au adus, l-au ținut, zic, Doamne Sfinte, cade, cade. Și l-au așezat acolo și zic, Doamne, cum o să dirigeze el, că abia se ține pe picioare. Și avea un păr alb, frumos ca mătasea și l-am văzut și în momentul ăla mi-am adus aminte de tata care era, îl vedeam așa, parcă era tata care îi dirija și am tot spectacolul n-am stat decât să plâng și totuși mă uitam ce înseamnă o orchestră extraordinară, pentru că el dădea așa din dejițel așa. Și vrea să fie să facă un crescendo. Bă, ridica dejițelul un pic mai sus și orchestra. Să umfla și mă gândeam, ce înseamnă orchestra? Am văzut și așa ca un mazician. N-ai nevoie să faci circulația cu mâinile. Soțul meu era prieten cu domnul Rubinstein. Și avea pe vremea aia numai puțin de vreo 80 și ceva de ani. Și era verde și avea la sal Pleel sau la Gavor, nu mi-aduc aminte, avea un concert la ora 5 cu Imperialul și la ora 8 același concert tot cu Imperialul. Și bineînțeles că noi am fost invitați seara la concert și a fost extraordinar. Avea o vitalitate și o frumusețe și după ce a terminat concertul cu Imperialul, o mai bisată încă nu știu câte vreme, nu știu câte mazurci și atâtea valsuri de Chopin, bineînțeles, nobles obliși. Și după aceea au fost supeu acasă la el. Și eu abia venisem din America. Eram, să vă spun drept, strâmbă. Obosită, pardon. Și ne-am așezat la masă și acolo protocolul în Franța este foarte strict. Adică soțul meu, prin poziția pe care o avea el, avea în dreapta lui pe o doamnă mai în vârstă, care era, nu știu, nu mai țin minte cine, dar era mai în vârstă ca mine, și pe mine m-a pus prin poziția soțului meu la stânga lui, la masă. Și am luat masa și s-au discutat și s-au spus glume și nu știu ce. La un moment dat mi-era rușine, pentru că eu aveam vreo 30 și ceva de ani și muream de somn. Și el era de două dimineața, trei dimineața, era din ce în ce mai treaz și mai în verbă. Și la un moment dat, cum era cald și era frumos, eu aveam o roche de contată, că puteam permite pe vremea aia cu brațele goale. Și maestru era era deși și deja și până la umăr și înapoi brațul meu a fost mângâiat cu buzele lui, era o frumusețe. Asta nu înseamnă că o făcea numai mie, nu vă n-aveți grijă. Și am amintiri frumoase, pentru că aceste personalități ne-au învățat pe noi tinerii ce înseamnă
l'endurance, rezistența, să știi să te domini, să știi să faci două spectacole mari într-o zi și pe urmă să mai fii și în formă. În acea perioadă erați Viorica Cortez Bondeville, soția lui Emmanuel Bondeville, un personaj cu majusculă al lumii artelor Franței în acea vreme și un personaj pe care întotdeauna l-ați calificat simplu drept un mare domn. Ce înseamnă de fapt un mare domn? Un monsieur. Erau mulți. Începând cu, de pe timpul lui tata și până mult încoace, știau să iubească o femeie, să o admire, știau să o pui în valoare, știau să se comporte în toate punctele de vedere. E foarte vie și în continuare figura și amintirea tatălui. Și vreau să vă întreb, nu știu dacă v-ați gândit la lucrul ăsta până acum, dacă nu cumva de-a lungul vieții l-ați luat ca unitate de măsură pentru toți bărbații care au avut un rol important în existența dumneavoastră. Ascultă, Mariu, pui prea des degetul acolo, doar. Într-adevăr, tatăl meu a fost un mare, mare senior, mare domn. Și ca toți m-a învățat și înseamnă să fii cu spirit de respect pentru cel de alături, să fii democrat, un adevărat democrat. Copiii i-au crescut în acest spirit de dreptate, de cinste și acestea sunt valori care te conduc toată viața. Ori domn ca tatăl meu, cred că s-ar putea să ai dreptate că de la el mi s-a tras. Carissima Viorica. Cara Viorica, in questo giorno così speciale per te vogliamo esserti vicini con un augurio davvero speciale. Siamo felici ed onorati di aver condiviso con te esperienze straordinarie in produzioni indimenticabili. Sei una cara amica, una grande artista ed una splendida collega. Ti abbracciamo con tutto il nostro affetto. E stringiamo in un abbraccio anche tutto il pubblico della Romania. Ciao Viorica! Un bacio! Auguri! Grazie all'intervento di Marius Costantinescu ho la possibilità di fare i miei auguri migliori a Viorica Cortez, una grande artista con la quale abbiamo collaborato in tantissimi teatri del mondo. Oltre che brava, era anche una gran bella donna, perciò aveva due cose per piacere al pubblico, la voce e la bellezza fisica. Carissima Viorica, forse non mi riconosci perché è passato tanto tempo. Sono Placido, ho cominciato molto giovane e non mi posso dimenticare della nostra Carmen di Nizza. Allora, baci, baci, felicità, salute e peccato che non posso esserci. Pentru că îl pomenești despre Nisa, trebuie să vă povestesc o poveste foarte scurtă. De fapt, ne-am cântat și la Metropolitan și am cântat și Adriana Lucubror și Carmen și Trubadurul și Don Carlos, o mulțime de opere. Dar el își aduce aminte de asta pentru că eram foarte subțire și frumoasă și pentru că atunci când cântam Carmen cu el, mama mea, cu multă greutate, era în sală, a avut voie să vii și ea. Și când în actul 2 se termină actul 2 și toți sunt fericiți și el spune Carmen, mă, și am sărit în brațe la el și m-au luat și m-au plimbat toată scena în brațe. Și mama era să leșine,
Come Fiorica mea scumpă în brațele lui Domingo. În 1970, și majoritatea celor care ne privesc acum știu, ați luat decizia dramatică, drastică, de a părăsi țara temporar. Așa v-ați propus atunci. E, când decizia a devenit permanentă? E greu de spus, pentru că eu atunci când am plecat, acum pot să spun că acum lumea poate să mă creadă. Am pus 2000 de kilometri ca să pot să rezolv niște probleme personale pe o parte. Și în afară de asta, cariera a început să se scârție pentru că nu aveam, când eram invitată undeva la un teatru mare, așteptam să mi se dea viza, să mi se dea pașaportul. Ori stăteai totdeauna, plec sau nu plec? Și era cariera pusă în pericol. Dacă am plecat, am așteptat puțin, zic, o să treacă repede și vin acasă. Au trecut 3 ani. Până și s-au rezolvat niște probleme și între timp, bineînțeles că fiecare își aranjează ploile, cum se spune. Aș vrea să spuneți câteva cuvinte despre participarea dumneavoastră în 89 la un anumit post de radio, ca să știe românii prezenți aici că nu numai o cântăreață sunteți, minunată, ci sunteți un patriot în viață. Vă mulțumesc! Vă sărut! Asta mă impresionează foarte mult pentru că eu pe vremuri fiind cu soțul meu, cu ultimul. Bubuian, da? Nu, ăla a fost primul scumpa. Mi-aduc aminte că fiind locuiam între Paris și München, unde locuia soțul meu și viața noastră era între Paris și München. Și a fost ferberea aia când în țară nu se știa nimic. Și noi, fiind lângă Europa Liberă, eram informați de când început să fiarbă oala românească. Și când am auzit că își dau frață în frață, când pușcă, că se împușcă frate pe frate, că își dau român pe român, eram într-așa o stare și am început la o emisiune că am dat-o în direct, cred că există banda aia odată, să o ascultați, că este impresionantă. Și am strigat, fraților, nu vă lăsați duși, feriți-vă, că vă trageți frate în frate, este de neacceptat la ora actuală, treziți-vă, că și mămălia românească o să izbucnească o să ia și ea până la urmă foc. Și țin minte că eu pe partea eram cu Europa Liberă și soțul meu era cu BBC-ul. Atât ce am strigat că la un moment dat când am terminat, nu mai eram mută, nu mai aveam voce. Și sora mea, care era la Suceava, aude și zice, hei, o nebunie Viorica. Ce se întâmplă? Ei nu știau nimic, săracii. Și erai tremurau picioarele, cum să se ducă la școală? Dacă o dă afară. Aveți darul de a, nu știu dacă este o aparență sau o realitate, de a vă oferi prietenia foarte repede. Aparent. Și atunci sunt curios dacă aveți și această abilitate de a radiografia un om și de a vă da seama dacă merită în momentul acela prietenia dumneavoastră. Foarte frumos. Dacă văd o persoană prima oară, mă uit și într-o secundă, fără să vreau, mă uit la ochi și citesc și foarte rar să mă înșel asupra acestui caracterului acestei persoane. I knew Viorica in the 70s when we did Il Trovatore in the Paris Opera and also Carmen in the Lyric City Opera in Chicago. And I was very impressed from the very beginning, first of all, for the beauty of her voice, but especially for versatility, because she was really able to sing with the same excellence in the different styles of Carmen and Trovatore, and French and Italian. I think Viorica was what we said in French, bête de scène. Also someone who not only sang, but acted. Yeah.
mulți ani. Numai bine și sănătate și abia aștept să vin la București să reîntâlnesc. La mulți ani! Cariera dumneavoastră a avut și ea, ca toate ale celorlalți artiști, sinusoide, susuri și josuri. Absolut, toți artiștii au aceste up and down. V-ați pierdut vreodată încrederea în dumneavoastră? Asta niciodată, pentru că dacă ți-ai pierdut încrederea în tine, poți să închizi ușa și să te ocupi de altceva. Niciodată. În momentele de singurătate, în care erați într-un colț al lumii sau într-altul, cine era cel mai adesea la celălalt capăt al telefonului? Cătălina mea. Cu ea, ea a fost grija vieții mele, pentru că a fost un copil care a suferit toată viața pentru cariera mea, pentru că plecam în turnee lungi și numai ea a fost prin înțelepciunea ei și prin iubirea pentru muzică, că iubea foarte mult artele și muzica, a înțeles ce înseamnă să fii copil de artist internațional și m-a sprijinit întotdeauna în cariera mea, dându-mi încredere și ajutându-mă să nu mor de dor. Ați trecut prin foarte, foarte multe încercări de-a lungul vieții, atât în viața personală cât și în viața profesională. Încercări care altora poate le-ar fi împietrit sufletul sau le-ar fi zgâlțit foarte tare rațiunea, sănătatea mentală. De unde ați avut puterea să le duceți pe toate? Am avut această cumințenie a pământului, care este, știa Brâncuș ce spunea, că pământul acesta moldovenesc, dar pământul românesc în general, mi-a dat această forță ca să plec oriunde în lume și să nu mă pierd. Pentru că e foarte ușor să te pierzi acolo. Dacă nu ai tărie de caracter, dacă nu ai rădăcinile bine implantate în pământul ăsta de unde te-ai născut. Ce vă spuneți în fiecare dimineață la începutul unei noi zile? Asta e un lucru foarte intim. Dar pot să-l spun. Primul lucru care mă scol, mă închin. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a mai dat o noapte pe care am petrecut-o bine și când mai văd soarele încă o dată, pentru că am trecut pe niște momente foarte grele în un anumit moment al vieții mele, când puteam să nu mai fiu, și Dumnezeu n-a vrut să mă ia. Și atunci eu îi mulțumesc mereu și spun, Doamne, îți mulțumesc și pentru ziua asta cu soarele ăsta frumos pe care îl văd. Și după ce îmi fac rugăciunea, după aia ziua curge toată plină. Înainte, în timpul și după cele mai grele momente ale vieții dumneavoastră, ați cântat, ați fost în muzică. Așadar, i-ați oferit muzicii totul. Pe final, nu pot să nu vă întreb dacă muzica v-a dat înapoi cel puțin atât cât i-ați dat dumneavoastră. Cred că mi-a dat mai mult, pentru că am trecut prin momente foarte grele de mult. Începând cu mama mea, începând cu soțul meu și terminând culmea cu plecarea pe alte sfere a lui Cătălina, scumpa mea. Și muzica a fost din totdeauna, dar mai acum, mai mult ca oricând, mi-a dat forța ca să rezist, ca să merg mai departe și ca să nu mă acresc și să rămân așa cum am plecat eu de acasă, Viorica aia de la vie, caldă și iubitoare. Se soi sus pe crâ.
cânte și